învețe sclavia în scriptură. În textele Vechiului Testament, cuvântul în ebraică ce este tradus ca sclav este ebed. În unele locuri cuvântul este tradus ca sclav, în unele locuri este tradus ca servitor. Aceste două definiții se întrepătrundeau, dar în zilele noastre au înțelesuri diferite. Servitorii nu mai sunt văzuți ca sclavi. Sensul cuvântului ebed nu este unul neapărat negativ, face referire la muncă. Cuvântul identifică o persoană care depinde de altă persoană în cadrul unei anumite relații. A fi un ebed poate fi o poziție de onoare, toți israeliții erau supuși față de rege, regele era supus față de Dumnezeu, în timpul Vechiului Testament nimeni nu era liber, toți erau supuși față de, depindeau de, erau ebed pentru altcineva. Traducerea cuvântului ebed în sclav este problematica din cauza conotațiilor negative care nu au fost original asociate acestui cuvânt din alte contexte istorice. Acest lucru generează o inconsistență în traducere și devine greu pentru cititor să nu fie influențat de ideile asociate cuvântului de sisteme diferite de sclavie: Grecia antică, Roma și America de Nord. În sistemul patriarhal, munca în casa cuiva era făcută de cei care aveau grijă de turmele de animale și de servitorii domestici, iar dacă Avram nu ar fi avut descendenți, unul din servitorii lui ar fi moștenit totul. Geneza, capitolul 15, versetul 3. Nu mi-ai dat niciun urmaș, a continuat Avram, și prin urmare, un sclav din gospodăria mea va fi moștenitorul meu. De unde putem trage concluzia că acest cuvânt are conotații total diferite față de cele din prezent. Circumstanțele în care un israelit putea ajunge în servitutea cuiva erau sărăcia, comiterea unui furt și exercitarea autorității paternale. În primul caz, un om care avea o ipotecă pe proprietatea sa, care nu era capabil să își susțină familia, putea să își vândă serviciile altui israelit pentru a acoperi datoriile pe care acesta le avea. Comiterea unui furt lăsa o persoană în servitute atunci când aceasta nu putea să acopere paguba. Exodul, capitolul 22, versetul 1 și capitolul 22, versetul 3. Hoțul trebuia să lucreze pentru valoarea care trebuia restituită în urma faptei comise. Exercitarea autorității paternale era limitată la a vinde o fată ca slujitoare cu oportunitatea de a deveni ulterior soția celui care cumpăra. Exodul, capitolul 21, versetul 7, această variantă fiind preferată de către un părinte sărac ce dorea să-și protejeze fiica de lipsuri, asigurând de asemenea o sursă temporară de venit printr-un aranjament cu o familie mai înstărită. Servitutea unui israelit se putea termina în mai multe situații. Prin satisfacerea tuturor pretențiilor împotriva acestuia, prin anul jubiliar, Leviticul, capitolul 25, versetul 40, expirarea a celor 6 ani de servitute, Exodul, capitolul 21, versetul 2 și capitolul 15, versetul 12. Condiția unui servitor israelit nu era una intolerabilă, stăpânul acestuia era avertizat să își trateze servitorul nu ca un sclav, ci ca un ajutor plătit sau pelegrin. Leviticul, capitolul 25, versetul 39, capitolul 25, versetul 40 și versetul 43. La terminarea timpului de servire, stăpânul trebuia să-l remunereze din turma sa, aria sa și teascul său. Deuteronom, capitolul 15, versetele 13-14 și să nu lase să plece cu mâna goală. În cazul în care un israelit devenea servitor pentru un non-israelit, servitutea se putea termina în 2 situații: venirea anului jubiliar sau plata datoriilor avute. Leviticul, capitolul 25, versetele 47-55. O femeie israelită putea intra în servitute în mod voluntar din cauza sărăciei, iar în acest caz era liberă după 6 ani ca și în cazul bărbatului. Deuteronom, capitolul 15, versetele 12-13. Majoritatea servitorilor non-israeliți erau captivi de război, ori dintre cananiții care au supraviețuit exterminării generale de sub Iosua sau au fost cuceriți dintre popoarele vecine. Numeri, capitolul 31, versetul 26. În afară de aceștia, servitorii puteau fi achiziționați. Leviticul, capitolul 25, versetele 44-45. Copiii servitorilor rămâneau servitori, reprezentând o clasă descrisă ca fiind născută în casă. Geneza, capitolul 14, versetul 14 și capitolul 17, versetul 12, Ecleziastul, capitolul 2, versetul 7. Așa că numărul acestora a crescut cu trecerea timpului. Servitorul este descris ca fiind proprietatea stăpânului. Leviticul, capitolul 25, versetele 45-46, dar pe de altă parte erau măsuri de protecție pentru acesta. Exodul, capitolul 21, versetul 20, Leviticul, capitolul 24, versetul 17 și versetul 22. O rană mică, precum pierderea unui ochi sau dinte, era recompensată cu libertatea persoanei. Exodul, capitolul 21, versetele 26-27. Poziția servitorului în raport cu privilegiile religioase era favorabilă, acesta trebuia circumcis. Geneza, capitolul 17, versetul 12, și putea participa la sacrificiul pascal, Exodul, capitolul 12, versetul 44, precum și la alte ceremonii religioase. Deuteronom, capitolul 12, versetul 12, versetul 18, capitolul 16, versetul 11 și versetul 14. Noul Testament menționează sclavia în versete precum Efeseni, capitolul 6, versetul 5, Coloseni, capitolul 3, versetul 22 sau 1 Petru, capitolul 2, versetul 18, fiind folosit cuvântul grecesc doulos, care poate fi tradus ca sclav sau servitor, dar care nu descrie tipul de sclavie bazată pe rasă, în care sclavul este proprietatea stăpânului fără a avea drepturi legale. Sclavia văzută în diverse sisteme. În Vechiul Testament, sclavul avea drept la sărbătoare, avea destulă mâncare, avea drept legal și protecție sexuală, nu era răpit, ținut în lanțuri, torturat sau abuzat fizic. În Imperiul Roman, sclavul nu avea dreptul la sărbătoare, nu avea destulă mâncare, nu avea drept legal și nici protecție sexuală, era răpit, era ținut în lanțuri, torturat și abuzat fizic. În America de Nord, sclavul avea drept la sărbătoare, nu avea destulă mâncare și nu avea drept legal sau protecție sexuală, era răpit, ținut în lanțuri, torturat și supus abuzului fizic.